stins din viață și urma la tron băiatului. Dar ca să urce pe tronul regatului chinez, trebuia să se căsătorească. Și atunci a adunat toate fetele frumoase din regat să-și aleagă o soție. Și le-a dat la toate câte un ghiveci și o sămânță. Și a zis, mergeți acasă, semănați sămânța, o creșteți. Și veniți cu florile peste 3 luni de zile. Și cine va avea floarea cea mai frumoasă, aceea va fi împărăteasa Chinei. Și au plecat fetele și au venit peste 3 luni. Cu niște flori, care de care mai frumoasă, și mai îmbujorată, și mai roșie, și mai galbenă, și mai albastră. Și s-au perindat prin fața prințului, numai una avea ghiveciu gol, nu avea nicio floare. Și atunci prințul a spus, tu vei fi împărăteasa Chinei, pentru că ai fost singura sinceră. Semințele care vi le-am dat erau lipsite de roadă, deci nu puteau face roadă, erau sterpe. Și ești singura care ai venit cu sămânța stearpă, toate celelalte nu au mințit. Asta e povestea, e foarte frumoasă, țineți cont de ea și vedeți ce sămânță semănați și cu ce floare veniți la iubire.